Concernul Rheinmetall, devenit acționar majoritar la Automecanica Media, și-a anunțat ce vehicule militare va produce în țara noastră. Transportorul blindat Lynx și camioanele HX sunt capabile să îndeplinească orice misiune: transport militar, intervenție la dezastre sau ajutor umanitar. Uzina din județul Sibiu va beneficia de un transfer de tehnologie și își va mări personalul. Clienți vor fi țările membre NATO, printre care și statul român. Vehiculul blindat de luptă Lynx este cel mai folosit tank al infanteriei NATO. Combină protecția deplină a echipajului cu o putere de foc masivă, spun producătorii. Este dotat cu o turelă modernă, tun automat de 35 de mm, un motor de 1100 de cai putere și poate atinge o viteză de 70 de km pe oră, pe orice teren. Va fi produs în România, a anunțat conducerea Rheinmetall. Este însă o chestiune care va dura câțiva ani. Acum, uzina are numai 150 de angajați. Vom păstra angajații actuali și ne vom lărgi schema de personal. Targetul nostru este să putem asambla un vehicul ca acesta, pe care îl vedeți aici. E un proiect fezabil. L-am testat, am fost în interior, am văzut cum stau lucrurile și faptul că acest tip de echipament se va produce în România, vă spun cu toată sinceritatea, este o mândrie pentru industria noastră de apărare. Și camioanele HX vor intra în producție, la Mediaș. 10.000 de asemenea vehicule au fost deja vândute de partenerii germani și se află în teren. Vedeți în spatele meu acest camion, HX se numește. Începem cu niște părți componente până la cabină. Ulterior, desigur, se va face și montajul final în țara noastră. Camioanele HX sunt proiectate pentru a se deplasa pe orice teren. Pot traversa zone cu noroi și apă adâncă, inclusiv sărată. Funcționează până la temperaturi de 49 de grade sau la minus 32 de grade Celsius. Proximitatea acestui conflict din preajma granițelor țării ne obligă să ne dezvoltăm foarte rapid și să putem veni cu acele produse prin transfer de tehnologie de care armata română, toate ministerele de forță au nevoie. Rheinmetall mai are la Satu Mare o unitate de service pentru tancuri Leopard și va investi într-o mare fabrică de pulberi la Victoria, în județul Brașov. În decembrie 2023, concernul german a încheiat un contract de 328 de milioane de euro cu statul român, care prevede monitorizarea sistemelor de apărare antiaeriană a țării.